Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat în mod oficial că a aprobat finanțarea achiziționării pentru municipiul Iași prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență a 18 tramvaie noi cu lungimea de 22 de metri. Proiectul are o valoare totală de aproape 43 de milioane de euro. Totodată, Ministerul Dezvoltării a aprobat proiectele de reabilitare termică a clădirilor a 3 unități școlare din municipiul Iași. Este vorba despre proiectele care vizează Școala Primară Petru Poni, Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții Iași și grădinița cu program normal. Valoarea totală a proiectelor depuse de către Primăria Municipiului Iași, la care se adaugă cele două spitale din subordine, cel de recuperare și Spitalul Parhon, este de peste 160 de milioane de euro. Fondurile obținute prin Programul Național de Redresare și Reziliență sunt o oportunitate pentru Primăria Municipiului Iași, atât pentru a face noi investiții în modernizarea transportului public, cât și în proiecte de reabilitare termică și eficientizare energetică la unități de învățământ preuniversitar și la blocuri de locuință, precum și pentru construirea de locuințe pentru tineri.